Bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua, domnilor președinți! Bună ziua, dragi colegi! Privind la dumneavoastră, nu pot să spun altceva decât ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii! 25.000 de fii ai Moldovei! Veniți aici să spună, precum Mihai Eminescu, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie! Și noi, 25.000 și milioane în întreaga țară, dorim în fruntea țării un om pe care Cogălnicianu îl descria cândva așa, adresându-i se lui Cuza: fii bun, fii blând, fii drept, măria ta! Klaus Iohannis va fi un președinte bun, va fi un președinte blând, va fi un președinte drept, motiv pentru care milioane de români îl vor vota pe 2 noiembrie și pe 17 noiembrie. Victoria! Victoria lui Klaus Iohannis, de care nu trebuie să ne îndoim, va fi o victorie nu numai asupra lui Victor Ponta, va fi o victorie a seriozității asupra superficialității, o victorie a lucrului bine făcut asupra lucrului de mântuială, va fi o victorie a românilor serioși care vreau o altfel de țară decât cea pe care ne-au făcut-o PSD-ul. Această victorie vine într-un moment în care în România se despart apele. Multe se vor schimba și se vor schimba în bine, pentru că așa nu se mai poate. Corupția a retezat aripile României, așa cum primarul roșu Nichita a retezat teii din Iașiul dumneavoastră. Dar iată, iată că încet, încet, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană și în NATO, odată cu reformele din justiție, lupta anticorupție a început să curețe țara de mafie și prin aceasta România își va deschide din nou aripile, va înflori din nou pentru cetățenii ei. Klaus Iohannis s-a angajat și garantează că va sprijini independența justiției și lupta anticorupție și să n-aibă nimeni vreo îndoială, pentru că ein Mann, ein Wort, un om înseamnă un cuvânt și onoarea lui, și așa va fi. Spre deosebire de candidatul Alianței Creștini Liberale, spre deosebire și din păcate pentru România, Victor Ponta s-a dovedit a fi un prizonier al baronilor corupți. Victor Ponta a candidat pentru baroni, a spus-o chiar domnul Sârbu, Ilie Sârbu. Klaus Iohannis candidează pentru România lucrului bine făcut și eu vă chem pe toți la vot în acest sens, să-l votăm ca președinte. Nu știm dacă Victor Ponta, nu știm încă, e acoperit sau descoperit. Dar știm sigur că a acoperit toată țara de corupție, pentru că a sprijinit baronii corupți PSD. Drumul lui Victor Ponta este închis. Drumul lui Klaus Iohannis merge direct la Cotroceni.